Guvernul ungureanu a dat, guvernul Ponta va lua. Însă numai locuitorii acestui județ suferă. Consiliul Județean Timiș a primit din fondul de rezervă bugetară 2 milioane de lei, iar acum acești bani trebuie returnați, de bună voie. Conform consilierului județean Marius Crce, aleșii județeni vor decide dacă acești bani vor fi dați înapoi sau nu. Nu există o ordonanță care să impună acest lucru. Mergând la ședința de comisie de la Consiliul Județean, cu stupoare, am discutat un proiect de hotărâre de rectificare a bugetului Consiliului Județean Timiș în minus cu 2 milioane de lei. Cred că majoritatea știți despre ce e vorba. Respectiv, cei 2 milioane de lei care au fost dați de guvernul Răzvan Ungureanu, care au fost aprobați prin hotărâre de guvern, acum ni se solicită a fi dați înapoi. Dar modalitatea prin care ni se solicită a fi dați înapoi nu este o ordonanță de urgență sau o hotărâre de guvern prin care pur și simplu îi iau. Ne solicită mai mult să-i restituim noi de bună voie, că așa trebuie, că așa e frumos, proiectul de hotărâre și raportul privind modificarea bugetului spune restituirea sumei de 2 milioane de lei. Dacă vorbim de o restituire de sumă, ar însemna că Consiliul Județean Timiș ar trebui să-și dea în dauna intereselor județului Timiș să dea 2 milioane de lei la București. Și aici este deja situația hilară în care ajungem. Rectificarea bugetară va avea loc în următoarea ședință a Consiliului Județean Timiș.